Ana, am super vești. S-a oprit bunicul tău dintr-a spârțuri. Nu sunt chiar atât de bune, dar ești pe aproape. Nu știu, Iulian, hai nu mă ține în suspans. Mă mir că încă nu ți-ai folosit puterile să-mi citești mie gândurile. Da, ai dreptate, am uitat complet că pot să fac asta. Ești gata? Am rămas singură acasă. Nu pot să cred, până când? Până diseară, așa că am pregătit ceva special. Bun, dar de data asta vreau să-mi spui tu ce, fără să-ți mai citești gândurile. Bine, avem televizorul doar pentru noi și te invit, cum se zice, la o întâlnire de film, te rog. O, dar accept cu mare drag, domnule, haide. Sper că-ți place ce film o să aleg, pentru că am stat și m-am gândit câteva zile întregi. Și apropo, ăsta e pentru tine. Mulțumesc! Și nu-ți face greș de film, că în cea mai rău caz adorm dacă nu-mi place. Nu ai să adormi, ești gata? Ca cauza explicată. Ah, nu acum! Stai, cum e important! Iar autoritățile nu pot ajunge la ea din cauza bombardamentelor. Cineva trebuie să ne salveze urgent. Nu știm ce să facem. Fetița aia poate are probleme, eu am plecat. Stai! Păi și filmul? Îl vedem mai târziu! Pa! Pa! Nu pot să văd nimic! Ana, ești bine? O, ce bine că ai ajuns! Da, m-a luat doar prin surprindere. Să înțeleg că ai văzut și tu știrea? A, nu! Eram la molul de peste drum când s-a auzit explozia. Păi asta a fost acum jumătate de oră. De ce ai ajuns abia acum? Pentru că acum au închis toți magazinele din cauza exploziilor. Ce ai venit să salvezi situația doar ca să-și deschide ei iar magazinele? Exact! Mă cunoști atât de bine, de aia suntem cele mai bune prietene. Părul meu? Nu te mai plânge, că nu-i momentul. Folosește-ți puterea văzului să vezi care e cauza exploziilor. Bine, bine, nu mă grăbi, că poate îmi rup o unghie. Aha, deci din cauza ta nu pot eu să-mi continui cumpărăturile. Ce vezi? E mult praf, mult fum ca să văd ceva. Vino după mine, drăguță, că am o discuție de purtat. Jur că uneori nu te înțeleg. E fetița de la știri care trebuia salvată. Drăguță, cum salvată? Nu vezi că ea e cauza exploziilor? Hei, poți să te oprești puțin? Alții nu-și pot continua cumpărăturile din cauza ta. Sofia, nu poți să fii atât de dură de fiecare dată. Fetiță, ești bine? Lasă-mă! Și tu ai superputeri? Asta se întâmplă? Superputeri? Puțin cam sensibilă fetița asta. E timpul să oprim. Nu te pripi așa, stai! Ești ok? Te putem ajuta cu ceva? Vorbește pentru tine. Și cum să mă ajutați? Nu pot să opresc deloc asta. Am o idee. Ia gândește-te la cea mai frumoasă zi din viața ta. Cea mai frumoasă zi? Da, cea mai frumoasă zi. Astăzi trebuia să fie cea mai frumoasă zi. Mai ales s-a deschis și un nou magazin de fuste. Nu tu, Sofia! Fetița! Fetița în sus, fetița în jos. Spune-ne, drăguță, cum te numești, că dacă nu te strigăm fetița mereu, mă cheamă Ruxandra. Rux, deci, că sună mai fashion. Îmi place cum sună. Uite, vârtejul s-a mai oprit. Repede, repede, gândește-te la cea mai frumoasă zi din viața ta. Cea mai frumoasă zi? Cred că atunci când am câștigat Olimpiada Internațională de Matematică. Oh, vai, mi se face rău. Continuă. Și tot în ziua aia i-am făcut pe părinții mei foarte mândri și mi-au luat cea mai frumoasă pisică. A funcționat, planul a funcționat. Wow! Ce, am ceva pe față? Ai cei mai frumoși ochi pe care i-am văzut vreodată. De unde ai cumpărat? Nu i-am cumpărat. Nu totul este de vânzare, Sofia. Rux, ce s-a întâmplat mai exact? Nu știu, nu mi-este exact clar. Hai, încearcă să-ți amintești totuși, nu mă ține în suspans. Nu s-a întâmplat nimic. Ok, haideți să mergem la sediu și vedem de acolo ce se întâmplă. Mergeți înainte, că văd că s-a redeschis mall-ul. Ne vedem acum. Rox, ești pregătită? Ia-mă de mână și închide ochii. Ce poate fi mai dubios decât ziua de azi? Wow, ce frumos e aici. Bine ai venit la sediul nostru secret și super. Și sunteți doar voi două în toată clădirea asta? Cam așa ceva, îți place? Aveți canapele roz, normal că-mi place. Stai să vezi camera cu pisicuțe. Nu pot să cred, ai o cameră cu pisicuțe. Avem o cameră pentru orice, dar hai să ne ocupăm de treburi mai importante acum. Spune-mi, ce s-a întâmplat? Chiar nu ții minte. Eu cred că știi ce s-a întâmplat. Poți să ai încredere în mine. Chiar și în Sofia, o fie mai zăpăcită, dar e o prietenă pe cinste. Ce mi-aș dori și eu o prietenă? Adică chiar de la asta a început totul. Am avut o zi foarte nasoală la școală, am avut de adus animalul de companie la ore și am venit cu Dulcine la mea, iar toată lumea a râs.
La finalul orelor, fetele populare m-au chemat la sucuiel, dar de fapt m-au dus în acea grădire de unde m-ați găsit și au început să râdă de pisica mea și... și atunci au lovit-o și nu mai știu ce s-a întâmplat. Și atunci ți s-au activat puterile? Foarte dubios, că nu simt să fii de pe altă planetă. Tu ești de pe altă planetă? Așa mi-au spus amii? Cine știe care o fi adevărul? Și eu? De unde să am puteri? Nu știu, nici eu, nici Sofia nu știm de unde ne vin exact puterile. Tot ce trebuie să știm e că trebuie să le folosim în scopuri bune. Dulcinela? O găsesc eu pe Dulcinela. Ai un fir de la ea, o jucărie, orice? Ah, sunt plină de păr de pisică. Uite aici. Ah, aparent e la tine în cameră. Și, dar ce-a pățit? Lipsește o lăbuță, dar e la fel de fericită ca orice altă pisică. Ce suflet bun ai, Rux. Felicitări! Hello! Am ratat ceva? Rux are puteri. Da, credeam că e evident. Stați să vedeți ce Adidas mi-a luat! Nu-i momentul acum, trebuie să vedem ce facem cu Rux și cu puterile ei. Vă rog, mi-e foarte frică și nu aș vrea să mai rănesc vreodată pe cineva. Păi, în primul rând, eu și Sofia te vom ajuta să-ți descoperi toate puterile și... Oh, și ce crezi că fac eu? Stai puțin, domniță, că eu am date de seară. Taci, Sofia! Și în al doilea rând vrem să faci parte din echipa noastră. Echipa Fufarinelor. Serios? Adică vom fi prietene? Suntem deja. Nu-i așa, Sofia? Da, da, cum zici tu. Haide mai repede că mă grăbesc. Mereu mi-am dorit prietene și acum am două și fac parte și din Liga Fufarinelor. Fai! Asta e cea mai frumoasă zi din viața mea. Uite aici, masca asta o vei folosi mereu când ne aflăm aici la sediu, dar și când ne vom lupta cu răi. Da? Uite. Vai, e superbă, mulțumesc. Apoi aștept să încep face această aventură. Dar de ce masca ei mai colorată vreau eu? Sofi, nu fi egoistă. Eu egoistă? Gândiți-vă că am venit direct aici de la shopping în loc să mă duc la date, da? Deci, eu nu sunt egoistă. Hai, fugi la date, aștept detalii mâine. Fii sigură că le primești. Bățuc, fata mea să pleacă la date. Pa, ai grijă și distracție plăcută. Da, și eu trebuie să plec. Mă așteaptă iubitul meu să ne uităm în sfârșit singur la un film. Cum adică în sfârșit? Da, păi stăm cu familia lui și e prima oară când suntem singuri acasă, așa că da, o să plec. Dar uite cum facem, ne vedem mâine la prima oră, să începem primul tău antrenament, ce zici? Te pe aștept, aici voi fi. Și încă o chestie. Orice, orice. Nu mai spune nimănui de acest sediu și de puterile noastre, mai ales ale tale. Trebuie totul să fie ținut strict secret. Ok. Foarte bine, hai acasă acum. Hei, Iulian! Nu dorm, nu dorm. Nu dormeam, nu dormeam. Ce-ai făcut? Ai salvat ieri ziua? A, n-ai idee ce zi interesant am avut azi. În primul rând, nu era un monstru care cauza exploziile astea, era doar... Era bandito. Nu, iubire, nu, era... Era bunicu! Ești amuzant, iubire, dar nu, nu mă mai întrerupi, da? Bine, bine, spune. Bun, deci era o fată... ca și mine și... Și ce? Dar nu mai mă ține în suspans. Și nimic, era doar foarte tristă și îi trebuia o prietenă, așa că am devenit eu prietenă cu ea. A, ce drăguț, Silvita. Dar cum adică ai devenit ca ea? Asta e o poveste pentru altă zi. Ai ales filmul? O, da, da. O să-ți placă asta. Bună, Rux, și bine că ai ajuns, spre deosebire de alții. Bună! Nu am închis un ochi aseară, sunt... gata de primul meu antrenament. Ce bine! Îmi place când văd pe cineva atât de motivat. Dar Sophie nu vine și azi? Da, trebuia să fie chiar prima, nu ratează niciodată o zi de antrenament. Cine știe, poate o sta până târziu la date-ul de aseară. Vine ea, hai să mergem. Incredibil, e plin de echipamente. Wow, făcute în Tokyo! Sunt și făcute în Cairo! Wow! A, da? Nu știam exact de unde sunt fiecare. Le-o luat Sofia la reducere. Nici eu nu știam că știu asta. Am o idee, Rux. Poți să-mi zici ceva despre... asta? Da, este o floare de paralizia din Suedia. Crește odată la 50 de ani și... Nu, 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 nu deschide acel capac. De ce? Uite ce frumoasă e. Sigur miroase superb. Mirosul ei te poate paraliza pentru 10 minute, deci... nu-l deschide, te rog eu. Foarte adevărat. Oricum, a fost doar un test. Aparent, printre puterile tale se numără și atotștiutul. Atotștiutul sună cam greșit. Da, dar așa se numește puterea. Of, până și cu puteri tot-tocilară sunt. Nu ai idee cât de puternică este puterea asta atotștiutului. Gândește-te că poți să știi următoarea mișcare în câteva secunde. Ai inamicului. Ai dreptate. Sau poate chiar să știi următoarele răspunsuri la școală. Mai ales la teste. Uite, vezi, deja știi cum să folosești puterea asta. Ok, acum haideți să începem antrenamentul cu 5 ture de alergat.
Of, bine. Totuși, unde-o fi Sofia, iată să o sun. Cum adică? Sofia are mereu telefonul deschis. Gata, am terminat. Ce trebuie să fac acum? Unde-o fi? Haide, răspunde. Ana, am terminat, e totul... Rux, iartă-mă, ești bine? Tot ok? Nu știu, am simțit ca o electricitate care m-a străpuns și... Cred că am văzut niște imagini pentru câteva secunde. E puterea tot știutului. Nu înțeleg. Și cum s-a activat acum? Mă întrebam unde ar putea fi Sofia și... ai fost lângă mine. Cred că suntem conectate. Uite, întreabă-te și tu unde ar fi Sofia și vezi dacă vezi o imagine. Văd... Nu pot să-mi dau seama. Imaginele sunt foarte neclare. Ia-mă de mână că te ajut. Foarte bine. Sofia, unde ești? Gata, știu unde e! Da, și eu văd. Fiind conectate, putem vedea aceeași imagini și... Știu unde este. Mulțumesc, Rux. Ce tare, chiar îmi place puterea asta. Hai să mergem acum. Să mergem? Nu cred că vrei să vin și eu, adică sunt încă abia la primul antrenament. Cel mai bun antrenament este chiar practica, deci ai șansa să fii eroină încă din prima zi? Bine, și unde fi mai exact? Adică îmi părea destul de cunoscut locul ăla. E simplu, e la mall. Cred că ea s-a blocat la o zi de shopping. Mai ales că am auzit că s-a deschis un nou magazin de fuste. Super! N-am fost niciodată la shopping. Masca jos și hai să mergem, dar stai să vezi ce fac eu, că au dat prima ta zi de antrenament pe cumpărături. Ce plin e aici! Da, o să fie cam greu să dăm de ea în ritmul ăsta. Pot să folosesc chiar tot știutul? Nu, că e foarte periculos. Nu poți să folosești puterile în public, mai ales când n-ai antrenamentul necesar. Atunci cum să facem să o găsim? Oare să ne despărțim? Nu e o idee bună niciodată, trebuie să stăm mereu unite. Stai că încerc eu să o localizez. Aha! Ai găsit-o? Eu tot nu o văd. E exact unde credeam, la magazinul nou de fuste. Hai după ea. Pui, ce magazin urât! Mama, e distrus totul pe aici. Da, cred că a fost afectat de exploziile de ieri. Îmi pare rău. Dar chiar e atât de mult praf, nu înțeleg ce ar căuta Sofia aici. Dar unde e? Ce-a fost asta? Cred că s-a închis ușa în urma noastră. Mi-e frică. Și uite că ne revedem din nou, păpușico. Bandito, cum e posibil? Doar nu credeai că ai scăpat atât de ușor de mine. Ana, cine e? Un răufăcător? Nu aș spune răufăcător, ci mai degrabă cineva foarte enervant. Oh, avem prietene noi din câte văd. Ia vino puțin. Ana, ajutor! Oprește-te, bandito! Cum ai scăpat din închisoare? Cred că răspunsul e simplu, nu? Sora ta malefică. Sora mea a evadat iarăși și te-a ajutat și pe tine să evadezi? Cum e posibil că ea nu a ajutat niciodată pe nimeni? Doar dacă... Încep să te prind, puștoică. Sora ta are un plan foarte bine pus la punct ce mă include și pe mine. Tu și familia lui Mitică o să dispăreți. Nu o să vă iasă planul și știi asta. Sofia! Sofia! Uitasem de panseluța asta. Sofia, ce ai făcut? De drum în secunda asta. Nu a fost ideea mea, însă sora ta a spus că are nevoie de puterile ei. Vai, ce mă fac acum? Că dacă îl rănesc, o rănesc și pe Sofia. Hei, am eu un plan. Tocmai am descoperit o putere. Ai grijă, te rog, ți-am zis că e foarte periculos dacă nu-ți controlezi puterile. Nu e ceea ce crezi. Hei, ce toșoșotiți acolo? O, Ana, bine că măcar nu a pus mâna pe floarea tot puternică. Floarea tot puternică! Rox, ești genială! O, nu, bandito, te rog, nu deschide, că dacă deschizi vei fi cel mai puternic răufăcător, nu! Taci, fătucă! Prostuță ești! Fetelor, stați să vedeți ce date groasnic am avut! Sofia, ești bine? Ce s-a întâmplat? Povestim după Sofia. Acum încearcă să-ți folosești puterea prinsului și prinde-l pe bandito cu toate sforile și cătușile. Cele mai bune, te rog. Nu ar trebui să-l ducem la închisoare? Nu, că de acolo tot scapă. Haideți să-l ducem la sediu și vedem de acolo ce se întâmplă. Nu știu cum să-l mai opresc, de fiecare dată scapă. Cred că ar trebui să ne facem o închisoare chiar aici și la fiecare ieșire să punem parfum din floarea de paralizie. Foarte bună idee, dar până își revine bandito, Sofia, spune-ne ce s-a întâmplat. Păi stați să vedeți, știți că aseară am avut date și eram foarte încântată și... Da, continuă. Așa, și am ajuns în fața restaurantului și nu mai ajungea. Așa că i-am dat mesaj să văd ce face și mi-a zis că nu mai ajunge. Așa că i-am zis că e un nătărău. Și fix în momentul ăla când am dat send la mesaj și că chiar e un nătărău, cum să mă fac să aștept?
ce să vezi. Când ce? Când în spatele meu era urâtul ăsta. Păi și de ce n-ai plecat de acolo sau de ce nu l-ai prins pe loc? E, a zis că la primul date vrea să jucăm vați ascunsele și că de aceea este costumat. Ca să mergem prin oraș să ne jucăm. Of, Sofia, nu știi cât e de periculos să te vezi cu străinii? Mai ales străini mascați. Lasă-mă să termin. Așa, și după aia am mers prin oraș, am început să alergăm și i-am pierdut urma. Of, prea mult suspans pentru mine, o să aflu cu puterea tot știutului. Și dacă mă tot întrerupeți, normal că nu termin. Rog, să haide să o lăsăm să termine, că după aia ne face capul calendar. Și după cum spunea, mi-am pierdut urma, dar mi-a dat un indiciu prin mesaje. Mi-a zis că e în locația mea preferată. Ha, la mall? Exact, la mall! A zis că unde e mai bun ar putea fi. Și da, m-am dus acolo, fiindcă am considerat că e un băiat foarte cult. Băiat cult că e la mall? Și tot ce la rămică, așa. Și am ajuns la mall doar că nu era de găsit. Și am renunțat la acest joculeț, am zis că nerozii ăștia n-au ce face cu mine. Și am dat în magazin, no! Magazin de fuste! Și de acolo cred că știm ce s-a întâmplat. Bandito te-a răpit și ai stat de-aseară în mall? Vai, Sofia, îmi pare atât de rău că n-am venit mai repede pe tine, dacă știam. A, nu, că ați ajuns chiar foarte repede. Am stat până azi dimineață să probez fuste, dar urâtul ăsta a explodat magazinul. Iar de aici știți povestea în continuare. Nu mă mai faceți urât, nici măcar nu știți cum arăt. Ia că s-a trezit urâtul. Ia spune-mi tu, de ce mi-ai distrus magazinul meu preferat? Fii gata de bătaie. Hai, păpușo, că-ți construiesc eu altul. Doar dă-mi puterile tale să mă pot elibera. Taci, bandito, că de data asta nu mai scap. Te afli în sediu pufarinilor și aveam cea mai bună securitate aici. Aha, pufarine mănânc eu de dimineață. Cu lapte. Ce te face să crezi că trei puștoaice o să poată să mă oprească pe mine? Singură te-am închis odată. Crezi că trei puștoaice, toate cu puteri, nu ar putea să te țin închis o viață întreagă? Deci toate aveți putere, a? Chiar și Tocilara? Nu e Tocilara și ai grijă cum vorbești cu ea, că e prietena noastră. Numai eu pot să-i zic Tocilara, urâtule. Fetelor, vă mulțumesc. Hei, Rux, ești bine? Fetelor, aveți grijă ce vorbiți în preajma lui. Transmite totul surorii tale malefice. Păstrează detaliile astea pentru tine, Tocilaro. Cum adică? Că doar nu are niciun aparat de transmisie la el. Nu, dar sora te-a dat din puterea ei de telepatie ca să poată auzi tot ce aude și el. Cum ai știut asta? Mi-ai citit gândurile? Nu, dar am puterea tot știutului doar pentru mine. Vai, ce tare! Vreau și eu puterea asta să știu când urmează cele mai tare duceri. Nu mai contează asta! Deja am trimis detaliile pentru toate cele trei fete. O să fie pregătită de luptă. Ah, și asta nu e tot. Ana, urmează să afli ceva îngrozitor. Ceva îngrozitor? Mai îngrozitor decât urâtul ăsta. Ana nu ar fi de acord cu tine, păpușă. Nu mai înțeleg nimic. De ce nu-mi scoți masca ca să vezi cât de urât sunt? Ok, haide să vedem că poate nu ești doar urât. Ești și oribil. Nu se poate. Bandito e... Iulian? Nu pot să cred, bandito e... Iulian? Dar cum este posibil? Cine e Iulian? Iulian este iubitul Anei care aparent mă invită pe mine la date-uri. Nu poate fi adevărat, Iulian nu ar face așa ceva vreodată. Cum nu? Nu mă vezi stând în fața ta? Ceva nu e în regulă. Normal că ceva nu este în regulă, nu vezi că bandito e iubitul Anei? Hai iubito, vino să-ți eliberezi iubitul, doar nu vrei să mă vezi suferind. Bine, bine iubire. Așa, apropie-te, eliberează-mă! Ana, stai, ăla nu Iulian! Tocilaro, taci! Nu te băga în relația noastră! Rux, ce vrei să spui chiar în fața noastră? E clar că e Iulian. Da, și miroase ceva putred rău și nu cred că este brânza din frigider. Da, asta e de la mine. Pățesc asta când am emoții. Ia, că Ana, cum ai putut să stai cu un așa pârțitor? E din familie, adică și bunicul lui face asta. Da, nu mă așteptam să pățească și el atât de tânăr. Ajunge cu vorbitul despre mirosuri urâte. Ana, ăla este bandito. Puterea tutuciutului îmi spune că a folosit o poțiune care să-l preschimbe în iubitul tău? Poftim? Bandito? Cum ai putut să iei înfățișarea lui Iulian? Adică putut, nu simți că încă pute? Glumeați-mă, ești blondo. Dar după cum v-am zis, de data asta sunt de neoprit. Dar cum ai făcut rost de o asemenea poțiune? Dar ce ți se pare așa de incredibil? Până la urmă, poate am creat-o eu. De asta sunt cel mai mare răufăcător din lume. Nu a creat-o el. Da, bine, nu am creat eu, dar tot cel mai mare răufăcător din lume sunt. Poate cel mai prefăcut încetează să-i folosești înfățișarea iubitului ei. Atunci cine a creat-o? Eu am făcut-o. Să înțeleg că ea e... Sora ta malefică? Da, este chiar ea.
aparent bandită nu mințea cu asta. Chiar l-a ajutat să scape de închisoare și au un plan malefic împreună. Of, tot încerc să-mi dau seama care e planul, dar nimic. Ați văzut ce fire despicate avea? Adică unde aș sta până acum? Pe o altă planetă închisă într-o închisoare și n-am mai avut timp să ajungă la vreun salon? Cam așa ceva. În primul rând, wow, sora ta a fost pe altă planetă? Și în al doilea rând, ce facem de acum? În primul rând trebuie să aflăm cum au scăpat din închisoare și în al doilea rând, de unde au făcut rost de poțiunea aia? Și cum aflăm toate astea? Stați că o să dau un telefon. Alo? Anunța, drăguța, tu ești? Da, bunico, am o întrebare. Pune-mi, drăguță, ce s-a întâmplat? Oare știți cumva ceva despre o poțiune care poate schimba înfățișarea cuiva care o bea? Da, știu despre ce vorbești. Există o singură poțiune în tot universul ăsta și ghiște, singura este la mine. Va trebui să vă dau niște vești proaste. Cum adică vești proaste? A dat Mitica peste poțiunile mele și le-a vărsat? Era bine dacă era doar asta, dar cred că poțiunea dumneavoastră, Polyjuice, a fost furată. Furată? N-are cum. Stai să verific. Ai dreptate. Cineva s-a atins de poțiunile mele. Cred că sora mea malefică atunci când va păcăli pe toți să credeți că ea sunt eu. Vai, dacă e așa cum spui tu, ai mare grijă. Se poate transforma în oricine și nici măcar nu o să-ți dai seama. Ai grijă să ai la tine sare de mare. Sare de mare? Pentru ce anume? Sarea de mare combate poțiunea. Oricine atinge sarea de mare devine înapoi cine era. Vă mulțumesc tare mult de sfaturi și să-i spuneți lui Iulian să nu devină vreodată răufăcător. Oh, Ana! Te simți papagal de pirat? Pentru că aș putea să fiu pirat? Unde să nu s-a trecut? Asri? Da, nu cred că ai de ce să-ți faci griji. Foarte bine, ne vedem acasă. Ce a zis? A stat o veșnicie în telefon. Sora mea a furat poțiunea din vitrina bunicii lui Iulian. Oare așa a și scăpat din închisoare? Da, asta e varianta cea mai probabilă și... ne trebuie sare de mare. Sarea se pune pe șolduri, nu mulțumesc. Nu cred că sarea face chestia asta, dar oricum nu o mâncăm. Ne trebuie ca să combatem poțiunea. Nu înțeleg cum o sare atât de banală poate combate o poțiune atât de puternică. Aparent, sarea de mare face pe oricine a consumat din acea poțiune să se reîntoarcă la forma inițială. Foarte interesant. Iar acum rămâne cea mai mare problemă de rezolvat. Exact, trebuie să-i găsim pe bandito și pe sora mea înainte să-și folosească planul malefic. Totuși, care o fi planul lor să-mi piardă mie timpul azi? Nu știm exact care e planul, dar nici nu-mi doresc să aflăm. Ah, Rux, folosește-ți puterea de găsit ca să-i găsesc pe cei doi. Ceva nu merge, nu primesc niciun semnal. Of, Rux, lasă experții să se ocupe. Ce, nu-ți merge nici ție, a? Da, Roxandro. Da, cred că am o migrenă, că ceva nu e ok. Dubios, stați să încerc și eu. Da, nimic. Cum e posibil să nu meargă la niciuna din noi, având în vedere, după cum ai spus, că e o putere destul de simplă? Chiar nu mi-explic. În cazul ăsta, trebuie să încercăm ceva mai pământean. Să mă pui să mă ating de pământ. Maxim de nămolul de la spa. Ăla mai merge. Nu cred că la asta se referea Ana, nu? Bineînțeles că nu. Doar că dacă noi nu ne putem folosi puterile ca să-i găsim, atunci o să apelăm la cineva care poate găsi până și acul în carul cu fân. Există cineva care a reușit asta? Da, sora mai mică a lui Iulian. Vai, ce mi-aud urechile! Cum poate o soră mai mică să ne ajute într-o misiune atât de grea? Doar că poate te aude. Cum să mă audă dacă n-are nici puteri și nici n-ai sunat-o încă? Taci! Am auzit tot. Cum e posibil? Eu ți-am zis să taci. Până să știi că avem nevoie de ajutorul tău. Și eu ce câștig dacă te ajut? Plăcerea de a-l prinde atât pe bandito cât și pe sora mea. Poftim? Cum? Au scăpat iarăși? E o poveste destul de lungă care poate conține o poțiune de schimbare a înfățișării. Spune tot, Ana! Cei doi trebuie să plătească într-un final. Bandito aparent a furat înfățișarea lui Iulian și... Înfățișarea lui Iulian? De ce ar vrea să arate așa? Te aud! Nu vorbeam cu tine! Și cât încercam să aflăm planul lui, a apărut sora mea de nicăieri și l-a luat. Adică au dispărut pur și simplu? Exact, acum trebuie să-i găsim. Deci nu vă folosiți puterile ca să le aflați locația? Asta este problema, am încercat, dar e ceva care ne blochează puterile. Am înțeles. Ca să vă ajut, am nevoie de monstre ADN. Vedeți dacă a rămas orice urmă de la ei. Ok, începem acum să căutăm. Te sun de cum găsim ceva. Pa, pa! Tu iar mă ții în suspans, spune mai repede ce zice, pentru că mâine încep reducerile la mall și trebuie să fiu pregătită. Trebuie să găsim orice fel de urmă lăsată de ei ca să trimitem monstre ADN. Încep eu de aici.
Eu nu mă ating de nimic, iac. Sofia, dar ce ai pe cot? Pe cot? Ia-l de pe mine, ia-l de pe mine. Ce e asta? E o piatră diamant. Diamant? Dă-l înapoi. Ce-am găsit a meu să fie. Pe parcă ai zis-o luam de pe tine, că tu nu te atingi de chestii dubioase. Poate că m-am răzgândit. Rux, mai vezi detalii? Că poate cei doi se află exact unde a venit această piatră. Nu mai văd nimic, însă am citit despre asta la școală. Ah, normal că ai făcut-o. Piatra diamant se găsește numai pe insula Diamantis. Insula Diamantis? Ceva nu se leagă. Insula respectivă este plină de verdeață, de pom, de fruturași. Nu e genul de loc în care s-ar duce cei doi. Dar insula Diamantis mai păzește ceva în adâncul ei. Peștera de stalactite verzi. De aia nu ne-am putut folosi puterile să-i găsim. Sunt mai confuză decât în prima zi când am aflat că am puteri. Am uitat să menționăm asta, dar noi avem și un dezavantaj. Stalactitele verzi sunt exact ca sarea aia de mare pentru poțiune. Adică ne lasă fără puteri? Nu chiar, adică mereu o să ne avem puterile, doar că acele stalactite verzi sunt ca un fel de bară protectoare împotriva puterilor noastre. Adică ne micșorează forța puterilor? Hai că nu ești o celară degeaba. Bravo, ăsta este răspunsul. Și atunci cum o să îi învingem? Dacă ne diminuează nouă puterile, sigur ei le diminuează și ei. Deci avem șanse egale într-o bătălie. 1-1. Nu știu cât de egale vor fi, având în vedere că noi suntem 3 și ei sunt doar 2. Nu e chiar așa. Ba da, măcar atâta matematică să știu și eu. Eu, 1, tu, 2, Rux, 3. Rux nu va veni cu noi în această misiune. De ce nu? Promit că vă pot ajuta. Chiar nu o să vă stau în cale. Vă rog, luați-mă și pe mine. Of, Rux, de data asta este mult mai periculos decât ultima oară și chiar nu vrem să-ți riscăm viața. Înțeleg. Rux, stai! Ai fost cam dură cu ea, Ana. Mai bine să mă urască acum decât să pățească ceva acolo. Acum, hai să mergem. Stai să-mi apuc ancii de noroi! Ah, ce scârbos e aici, vai! Sofia, nu avem timp să ne plângem. Ai luat sarea? Da, iau mai repede aici înainte să mi se pună pe șolduri. Ți-am spus că sarea nu se depune pe șolduri și, în primul rând, fără sare, nicio mâncare n-ar mai fi gustoasă. Ba da, eu nu am mai auzit de eclere cu sare. Ăla e un dulce, Sofia. Și ce, dulcele nu e mâncare? Pai, chiar este, doar că mai degrabă dulcele se pune pe șolduri decât sarea. Taci cu aberațiile astea! Un ecler mereu m-ar face fericită. Și nu m-ar răni niciodată. Of, dulciurile într-adevăr te fac mai fericită doar dacă le mănânci inteligent. Mama mi-a zis să închid cărțile atunci când mănânc, când pierd mințile, iar tu îmi zici, să mănânc inteligent? Nu la asta m-am referit, ci să mănânci câte puțin, cât să-ți faci pofta. Pentru că după aia o să apară niște carii îngrozitoare dacă mănânci prea mult dulce și crede-mă că e mai grav decât niște sare puse pe șolduri. Adică o să am dinții negri dacă mănânc multe dulciuri? Exact. O prăjitură pe săptămână cred că este suficient. Hai mai repede să găsim pe ăștia doi, că după aia trebuie să mă duc urgent la dentist. Mă bucur că realizez că sănătatea trebuie să fie pe primul loc. Acum, unde or fi? Sofia, Sofia, unde ești? Ești bine? Cum unde? Aici am fost mereu. Dar unde ți-e masca? Știi bine că trebuie să le purtăm în fiecare misiune. Era prea cald și m-aș fi iritat. Prea cald? Sunt minus 10 grade și ne aflăm într-o peșteră. Nu contează asta. Vină cu mine, cred că i-am găsit. Ce bine, haide să-i oprim. Ce o fi echipamentul ăsta? Dar o întrebare mai bună e, unde sunt Bandito și sora mea? Acolo sunt, nu-i vezi? Du-te mai în față. E destul de întuneric aici. Chiar nu pot să-i văd. Ai auzit și tu? Ana, fugi, fugi, nu sunt eu. Ce se întâmplă? Credeam că te-am legat mai bine, blondino, dar oricum e prea târziu. Dă-ne drumul acum, soro. Bandito, dragă, bagă-le în apara pe astea două. Nu pot să cred că ai căzut în plasa lor. Nici eu nu pot să cred, dacă știam foloseam sarea de mare mult mai devreme. Dar cum ai putut să crezi că urâta aia aș fi eu? Păi, vezi tu, s-a transformat în tine. M-ai făcut cumva urâtă. După ce că stau zilnic să-mi aleg perechea perfectă de tocuri, tu mă faci urâtă. Sofia, nu ești urâtă. Dar dacă nu scăpăm de aici, nu o să mai prinzi vreodată ocazia să alegi tocuri. Cum nu? Ajutor! Salvați-mă de aici! Cred că acest aparat este antifonic. Anti-ce? Antifonic, adică ce vorbim noi aici nu se aude și în exterior. Ana, cum scăpăm de aici? Nu funcționează puterile! Uite! Nu observi, Sofia, aparatul ăsta e făcut din stalactite verzi?
nu o să ne putem folosi puterile atâta timp cât ne aflăm în el. Și ai eu ce să fac? Păi erau reducerile și acum nu mai ajung. Lasă-ți gândul acum, Sofia, trebuie să evatăm. Haide să găsim o modalitate. Nu pot să cred că planul a funcționat atât de bine. Poftim? Te-ai îndoit vreodată de mine? Nu, nu. Cum aș putea să fac eu asta vreodată? Tu ești cea mai tare. Așa ziceam și eu, elfule. Tocmai m-ai făcut elf? Eu sunt Bandito, cel mai mare răufăcător. Ai spus ceva? Nu, nu. Doar că ești cea mai mare răufăcătoare din lume. Din univers, dragule. Din univers, dragule. Bla, 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 bla. Iar acum că avem și pe sora mea și pe prietena ei toate cu puteri, planul meu poate fi pus în aplicare. Credeam că singurul plan este să le prindem și atât. Dar tu crezi că eu mi-aș irosi timpul doar pe asta? Să le prindem este doar primul pas. Bun, și al doilea care este? Să devin singura răufăcătoare din univers neînvinsă. Singura răufăcătoare? Păi și cu mine cum rămâne? Ești curios, dragule? Bineînțeles că-s curios. Eu te-am ajutat să le prinzi. Nu știi vorba aia. Curiozitatea a ucis pisica? O știu. Bine că nu-s pisică. Eu zic să te gândești mai bine. Miau? Miau? Mai bine așa, în sfârșit, liniște. Acum e timpul să-mi pun planul în aplicare. Cum am putut să mă lase așa? Chiar aș fi putut să le ajut. Sau, na, poate au dreptate. Chiar trebuie să le ajuți. Cine ești și ce cauți aici? Sunt sora mai mică a lui Iulian. Trebuie să vorbim urgent. Dar cum? Credeam că sediul este strict secret. Cum l-ai găsit? Credeam că Ana v-a spus până acum că pot găsi acu în carul cu fân. Wow, uitați-mi complet de asta. Rux, încântată. Nu e timp de formalități. Fetele sunt în pericol. În pericol? Oh, nu. Ce s-a întâmplat? Sora Anei le-a prins într-o cursă malefică. Dar de unde știi asta? Tu ești Bandito și te dai drept sora lui Iulian? Ah, hai să nu exagerăm. Când Ana nu m-a sunat înapoi, mi-am dat seama că e ceva în neregulă. Nu te-am mai sunat pentru că ne-am dat seama unde se află sora malefică și Bandito. Da, dacă tot ești așa inteligentă, simt și mie unde se află. În peștera de pe insula Diamantis. Exact ce credeam. Totul este o cursă, înțelegi? Adică? Oh, nu. Exact, nu există peșteri pe insula Diamantus. Este doar o navă creată de ei. Oh, vai, 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 ce mă fac? Ce mă fac? Ce să fac? Calmează-te, fetele trebuie salvate. Cum să le salvez? Nu reușesc ele care au puteri de atâta timp și sunt două? Și aș reuși eu, care sunt una și am puteri de două zile? Exact, sunt sigură că reușești. Uite, ia asta. Un gem? Ce să fac cu gemul ăsta? Am umblat puțin prin vitrina bunicii cu poțiuni și am găsit acest gem pe care l-am făcut să te apere de stalactitele verzi. Și încă ceva. Ce încă ceva? Hai să-ți dai seama la momentul potrivit. Acum, du-te! Fetelor, vin să vă salvez. Sper. Wow! Nu pot să cred că Sofia a intrat aici. Mamă, ce scârbos e. Ce o fi aparatul ăla? Dar tu cine ești, Bretonel? Oh, tu ești sora malefică, nu? Am un nume, să știți, nu sunt doar sora Anei. Și care ar fi ăla? Maleficent? Nu gândac mic ce ești. Mă cheamă Laura. Laura, spune-mi unde sunt Ana și Sofia. Chiar nu-ți dai seama că se află în acel aparat. Ce ai de gând să faci cu ele? Te rog, dă-le drumul. În sfârșit, o întrebare bună. Cu cât stau mai mult în acel aparat, cu atât își pierd puterile mult mai repede. De ce faci asta? Ana e familia ta. Familia mea? Eu nu am ales să fiu în familia asta, așa că o să le iau puterile, iar părinții mei o să fie mândri în sfârșit, fiindcă voi fi de neînvins. Cum să fie părinții tăi mândri când vrei să distrugi tot ce e mai frumos și mai bun? Și dacă nu o să fie mândri, o să-i oblig să vadă că eu, fiica lor preferată, sunt bună la ceva. Nu ar fi mai ușor să fii cea mai bună la ceva bun, cum ar fi la dansuri? N-am timp de fluturi și floricele. Lucrez la planul ăsta încă de când Ana era un copil. Pentru că atunci Ana a devenit fiica preferată, scoțând primul ei cuvânt. Mami! Eu cred că părinții voștri vă iubesc la fel de mult pe amândouă. Nu contează asta! Acum o să mă iubească doar pe mine! Nu te voi lăsa să le faci rău. Și ce ai de gând să faci cu gemul ăla? O să încroșetezi o căciulă ca să-mi fie ca la urechi? Nu știu, dar... Ce e asta? Oh, nu! Aparatul de stalactite se topește! Deci puterea secretă de care zicea sora cea mică e puterea binelui? Oprește-te, neroadă, vei distruge tot! Ana, nu-mi simt mâinile.
Nici eu. Cred că aparatul ăsta ne seacă de puteri. Pare ăsta ne e sfârșitul. N-am ajuns nici măcar la ultima zi de shopping. Măcar suntem împreună. Ei, ce se vede? Nu-mi dau seama. Uite, aparatul se topește. Ți-am zis să te oprești că vei distruge totul. Sofia, uite, am ieșit din aparat. Dar cum? Nu-mi dau... Rux! O, încă te lirezi de la aparat. Ai uitat că ai lăsat-o pe Rux la sediu? Nu! Rux! E Rux aici! Nu pot să cred și se luptă cu sora ta? Trebuie neapărat să mergem să o ajutăm. Cred că au capturat-o și pe ea. Rux, ești bine! Venim să te ajutăm! S-o credeți voi! Ce faci? Ana a zis să-mi dea drumul! Nu pot să mă mișc nici eu. Cred că nu ne-au revenit puterile încă ca să putem scăpa din vraja asta. Dă-le drumul, Laura! S-a terminat! Se termină atunci când zic eu că se termine. Și se va termina cu voi trei învinse. Nu atâta timp cât am ghemul. Și acum ce ai de gând să mai faci? Petulor, îmi pare rău. Nu ești bună de nimic, te-ai folosit de un ghem nesemnificativ. Ca să-ți salvezi prietenele, hai să fim serioase. Chiar nu ești bună de nimic. Rux nu asculta, vrea doar să-ți intre în minte. Se hrănește cu tristețe și ură. Dar are dreptate, fără ghem. Nu am ce să fac. O să murim cu toții din cauza mea și... Chiar nu sunt bună de nimic. Rux, tu chiar nu înțelegi? Ne-ai ajutat să ieșim din acel aparat și totul din a treia zi de a avut puteri? Mie mi-a luat ani de zile ca să pot să ies la prima misiune. E adevărat, Rux, ești cea mai curajoasă și chiar suntem foarte mândre să te avem ca prietenă. Nu o să scapi. Asta e nouă, ce se întâmplă cu ochii tăi? Asta e pentru Ana și Sofia. Nu! De ce faci asta? O să distrugi complet orice plan am. Dar... Nu se termină aici. Prinde-o! Prinde-o! Nu, Sofia, e prea târziu. Acum trebuie să ne revină puterile ca să putem scăpa din blocajul vrăjii astea. Dar vă ajut eu! Mulțumim, Rux! A funcționat! Dar cum ai reușit? N-am mai văzut niciodată o asemenea putere. Am auzit de puterea asta doar o persoană cu sufletul complet inocent și pur, dar care a suferit, poate să aibă această putere. Adevărata putere vine din interior, din... dorința de a proteja și a salva. Exact. Ne pare rău că te-am lăsat în urmă la sediu. Chiar am crezut că te lăsăm spre binele tău, dar aparent a fost spre binele nostru. Noroc de sora cea mică care a venit și m-a anunțat că eram la sediu, că altfel chiar nu știu ce s-ar fi întâmplat. Cum? Sora mai mică lui Iulian a descoperit sediu? Da, cred că știa de el de ceva timp. Și noroc că mi-a dat acest gem cu care v-am putut salva, altfel. Gem magic? Dăm să văd. Sigur, dar să ai grijă. Da, ghemul ăsta nu-i deloc magic. Nu are cum, ghemul a topit stalactitele. Vrei să zici că Rux singură ne-a salvat, ne-a redat puterile și a topit aparatul de stalactite verzi? Cam așa ceva, Rux, tu ești aleasa acelei puteri magice. Nu pot să cred, chiar eu să am asemenea putere? Rux, ești foarte tare, chiar am foarte multe de învățat de la tine. Haideți să mergem acasă, fetelor. Păi și sora ta? Asta e o bătălie pentru altă dată, cred că merităm... toate, o cadă fierbinte și o cină minunată. Ce ziceți? Sună bine! Așa mă pot pregăti și eu pentru reducerile de mâine. Fetelor, veniți cu mine! Zi la shopping? Da, da, da! Dacă nu o să am planuri cu Iulian, vin cu mare drag. O, uite! O pisicuță! Oare ce căuta pisica asta în peșteră? Cine știe, dar nu o putem lăsa aici, nu? O adopt eu, că e pufoasă și grasă. Foarte dubios, dar... Da, e simpatică. Nu o putem lăsa chiar aici. Hai să mergem. Ana, ce-i zice de ieșire în parc? Nu pot acum, Iulian. Le-am promis fetelor că mă văd cu ele mai târziu la mall. La mall? Ce mișto! Nu pot să vin și eu? Mi-ar face plăcere, dar azi e ziua fetelor. Ziua fetelor? Dar nu știam că există așa ceva. E un mod de a spune, Iulian. Adică ieșim ca fetele, fără băieți. Dar nu mi-ai spus încă la ce te referi când ai spus acum 3 episoade că ai cunoscut o fată exact ca tine. Vine și ea la mall? Da, vine și ea. Și o cheamă Ruxandra sau cum îi mai zicem noi, Rux. Ce drăguț. Dar tot nu mi-ai răspuns la prima întrebare. Nu-ți pot spune încă. Dar de ce? Promit să nu mai spun nimănui, nici măcar lui Mitică. Bine, o să spun cu... o condiție. Orice, orice. Bine, atunci o să-ți răspund la întrebare dacă îmi răspund și tu mie la una înainte. Ce zici? Of, nu știu și corect, dar bine, hai, întreabă-mă orice. Spune-mi, Iulian, când este ziua mea de naștere? Of, hai mă, iubito, că de-abia a fost. Nu-ți mai amintești că a trebuit să fur poțiunea bunicii și să mă întorc în timp ca să pot să zic la mulți ani? Asta nu e un răspuns, Iulian, deci... E simplu,
pe 18 august. Cred că tu ești la care uita de ce s-a întors atunci în timp. La ce te referi? Ăsta e răspunsul, țin minte clar. Nu, Iulian, ziua mea e pe 17 august, nu pe 18. Of, atât de aproape. Te-ai supărat? Spune-mi, te rog, că nu te-ai supărat. Știi că nu poți să țin minte atâtea lucruri. E ok, nu-ți face griji. Ai timp până la anul să-ți aduci aminte. Deci nu o să-mi răspunzi la întrebare, nu? Nu, așa a fost regula. Of, bine. Dar știi ceva? Tu știi pe cât e ziua mea? Că sunt sigur că și tu uiți. Iubire, chiar și dacă aș uita, am puteri care mi-aduc aminte. E pe 21 octombrie, nu? Da, așa este. Da, știi pe cât e ziua prietenilor tale de naștere? Da, normal, e simplu. Sofia e pe 4 iunie și Rux... Ha! Uite că nu știi! La 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 la! Stai că aflu imediat! Când e ziua Roxandei? E azi! Azi? Se lasă cu petrecere să înțeleg! Petrecere facem de ziua ta, Iulian. Acum, lasă-mă că trebuie să dau un telefon urgent. Dar oare când e ziua lui Mitică sau lui bunicu? Mă duc să-i întreb că am o poftă maximă de tort. Trebuie neapărat să vorbesc cu Sofia. Da, Ana, ce s-a întâmplat? Tu știi ce zi e azi? Păi normal că știu, ieri am discutat despre asta. Poftim? Când am discutat despre asta? Ai uitat ieri, după ce ne-am salvat Rux din aparat, că am decis să mergem toate trei la ziua de reduceri de astăzi? Asta știam, dar nu la asta mă refer. E un obicei foarte prost din a nu termina ceea ce vrei să zici și de a mă ține în suspans. E ziua Roxandei azi. Ziua Roxandei? Și nouă de ce nu ne-a zis nimic? Nu știu, dar asta nu înseamnă că nu putem să organizăm o zi superbă, nu? Dar mergem la shopping, nu? Pentru că am decis să pun mâna pe niște tocuri. Ar trebui să mergem înainte totuși ca să-i găsim un cadou, ce zici? O idee genială, ne vedem în 10 minute, da? Dar nu am timp în 10 minute să fiu acolo. Stau la 8 străzi distanță. Ana, ai uitat că avem puteri și ne putem teleporta? Ups, ai dreptate, da, hai, ne vedem acolo. Aici erai, ai întârziat și mai avem doar jumătate de oră timp să-i găsim cadou. Am ajuns! Dar de ce ai alergat până aici? Nu ai zis că ne teleportăm? Nu, Ana! Am alergat după astea. Of, Sofia, hai să ne gândim puțin la Rux acum. Ce să-i luăm? Știu eu ce să-i luăm! Hai repede cu mine! Ce căutăm aici, Sofia? Uite, astea sunt exact ale mele. Putem să-i le luăm și ei să fim magii? Nu cred că i-ar plăcea. Cum să nu-i placă? Sunt tocuri ediție limitată. Rox nu pare genul de fată care să poarte tocuri în primul rând. Ei bine, e un început pentru orice, nu? Nu. Of, bine, atunci... Ce zici de fusta asta? Da, e drăguță, dar nici asta nu cred că i-ar plăcea. Of, mă doare capul cu tine. Ce zici de... Asta. Cred că pur și simplu nu ne aflăm în magazinul potrivit pentru Rox. Nimic din asta nu i-ar plăcea. Haideți să schimbăm magazinul. Bine atunci, în ce propui să intrăm? Uite, vino aici, cred că am găsit magazinul perfect. Ăsta e perfect, ce zici, Sofia? Cred că glumești. Atunci, asta? Uite-te în vârte. Rux nu s-ar da vreodată pe așa ceva. Plus că pare foarte periculos. Atunci ce zici de asta? Sigur o să-i placă și nici nu e periculos. Să faci... Vai, în niciun caz. Tu știi ce-ți provoacă acele palete? Transpirație, iac. Vezi că să faci sport e foarte important. O fi, dar Rox nu cred că ar fi încântată de acest cadou. Atunci ce am putea să-i luăm? Voi ce credeți că ar trebui să-i luăm Roxandei? Eu încă cred că ar trebui să-i luăm tocurile alea, dar... Voi ce credeți? Ce să-i luăm? Cred că mi-am dat seama care e problema. Problema e la tine, Ana. Nu ai gusturi deloc la cadouri. Adică, gândește-te, dacă voi două mi-ați face cadou acele pereche de tocuri, bun, o am deja, dar dacă mi-ați face voi asemenea cadouri ca în magazinul celălalt, aș leșina de fericire. Exact, asta e problema. Vrei să spui că gusturile mele sunt o problemă? Nu, problema e că până acum ne-am uitat la cadouri care ne-ar plăcea nouă, nu ei. Nu înțeleg ce vrei să spui. Nu le place tuturor să cumpere tocuri? Nu, Sofia, nu tuturor le place asta, cum nici datul pe skateboard nu le place tuturor, nu? Ok, și unde bați cu asta? E simplu, ca să putem să-i luăm cadou perfect Roxandei, ar trebui să ne punem în pielea ei. Parcă țin minte ceva. Mai țin minte atunci când am găsit o clădire, în primul episod, și ai zis să se gândească la cea mai frumoasă zi din viața ei? Ești genială, Sofia, da! Și ea și zis că cea mai frumoasă zi din viața ei când a câștigat Olimpiada de Matematică.
Exact. Și care e cea mai mare putere a ei? Puterea tot știutului. Acum știu ce cadou să-i facem. Ești genială, Sofia. Chiar știu? Genială? Eu doar puneam întrebări random, că n-am nicio idee despre ce vorbim acum. Dar mă bucur că am ajutat. Trebuie să găsim un magazin de cărți. De cărți? De ce? O fi vară, dar nu citește suficient la școală? Fii atentă, Sofia! În primul rând, îi place să meargă la olimpiade și să știe cât mai multe. Știi ce înseamnă asta? Că e tocilară? Nu, e inteligentă. Iar oamenii inteligenți vor să știe cât mai multe, așa că își cumpără cărți. Aaa, de-aia vrei să mergem în magazinul cu cărți. În sfârșit s-a făcut puțină lumină și la tine în cap. Poate ne luăm și noi câte o carte. Da, nu prea cred. Oricum, hai să mergem că mai avem doar 5 minute și ajunge Rux. Fetelor, credeam că nu mai veniți. Cum să nu venim? Doar azi sunt reduceri. Rux, avem ceva pentru tine. Pentru mine? De ce? Hai, Sofia, ce aștepți? Dă-i-l. A, da. Uite, la mulți ani. Dar de unde ați știut? Purtam o discuție cu Iulian despre zilele de naștere și mi-am dat seama că nu știu când e ziua ta, așa că mi-am folosit puterile și... Da, aparent e azi ziua ta. Dar de ce nu ne-ai zis că e ziua ta? Am fi fost mult mai pregătite. Păi, eu nu mi-am făcut niciodată ziua de naștere. Adică, pentru mine e o zi oarecare. Cum? Nu ți-ai serbat niciodată ziua de naștere cu prietenii tăi? Voi sunteți primele mele prietene, deci... Nu. Of, Rux, atunci... Hai să facem ziua asta cea mai frumoasă zi din viața ta. Mai frumoasă decât? Da, mai frumoasă de când... Când ai câștigat olimpiada. În primul rând, deschide cadoul, suntem tare curioase să vedem dacă îți place. Oh. Fetelor, n-aveți idee de când voiam cărțile astea? Ne-am luat și noi câte o carte. Spre surprinderea mea am găsit și cărți despre fashion. Nu credeam că pot să găsesc asemenea cărți undeva sau să citesc vreodată despre fashion în afară de reviste. Cred că o să mai trec pe la magazinul ăla. Cărțile sunt portalul spre cunoaștere. Exact ca internetul? Da, dar momentul când ții o carte în mână și o răsuiești și simți paginile și devii și mai inteligent citind-o, nu se compară cu internetul. Chiar așa este! Să citești e ceva ce nu mulți fac, deci gândește-te că asta te poate face mai special decât restul. Îmi place să fiu specială și să știu totul despre modă. Cred că magazinul de cărți o să devină magazinul meu preferat. Am trei să o aud și pe asta. Rux, ce ai vrea să mai facem azi? Vă mulțumesc tare mult, fetelor, sunt foarte fericită. Doar că trebuie să vă mărturisesc ceva. Nu-mi spune că nu e azi ziua ta. A, ba da, dar știți când v-am zis că cea mai frumoasă zi a fost când am câștigat olimpiada? Da, continuă. Ei bine, s-a schimbat. Cea mai frumoasă zi e atunci când am devenit noi trei prietene. Deci, putem spune că deja mi-a făcut cea mai frumoasă zi. Și înainte să fie ziua mea de naștere. Oh, Rux, ești o dulceață de fată. Chiar da, dar tot trebuie să mai facem ceva. Ce zice să mergem la cofetărie să mâncăm câte o prăjitură? Prăjiturile fac carii. Ana m-a învățat. Și chiar așa este, dar astăzi putem face excepție. Vă fac eu cinste. Atunci ce mai așteptăm? Nu am mai mâncat o prăjitură de 2 săptămâni? Haideți mai repede că nu mai pop de poftă. Foarte bună ideea și mă bucur tare mult că ți-a plăcut cadoul nostru. Chiar foarte mult. O să le prețuiesc veșnic. Sofia, am uitat să te întreb. Ce? Ce? Nu auzi că mă grăbesc la prăjitură? Cu pisicul din peșteră, ce s-a întâmplat? Aaa, drăguțelul? Este în casă și îl tratez exact ca pe un prințișor ce este. Singura chestie dubioasă e că aseară... Ce a făcut aseară? Te-a zgâriat? Să știi că pisicile mai fac asta uneori. Nu, nu, doar că mi s-a părut că vorbește. Pisicile vorbesc mieunând? Nu, asta zic, nu mieuna. Vorbea, cuvinte. Cred că încă era obosită de la aparatul de stalactite. Posibil să ai dreptate. Mergem sau nu mergem la prăjitură acum?